Hei, hai, we are ready. Business-ul meu în 5 ani, da, nu știu, dar hai să ajungem pe la anul. De unde vin aceste idei? Hai și ne vrei luați. Eu nu am priză la bugete mari. Eu tot timpul trebuie să mă zbat ca peștele pe uscat ca să fac rost de finanțe. Și să înlocuiești scrollul interminabil pe rețele cu măcar o doză pe zi de ceva nou. Un subțire, subțire fir de antreprenor, cât de mic ar fi, asta este formula ideală. E catastrofă. Dar cum adică? Noi avem așa ceva și noi nu știm despre asta? Prin al treilea apel găsești orice număr de telefon în țara asta, dar la un moment dat tu trebuie să începi să lucrezi pentru visele tale proprii. Când ești în criză, scrii o carte. Financiar vorbind, orice neblagodarnă e de la. You are great. Voi sunteți grozavi. Maladeți! Nata, salut și bine ai venit la noi! Noroc, Viorica, bine te-am găsit! Astăzi o avem alături de noi pe Nata Albat. Nata este jurnalistă, în primul rând. Lumea te cunoaște ca și antreprenoare, ca și organizatoare de evenimente. Eu cred că oricine te cunoaște în Moldova, din diferite puncte de vedere. Dar cum ai vrea să te țin în minte, nu știu, peste 20 de ani, ce vrei să se spună despre Nata? Nu știu dacă ar suna asta prea modest să văd, să înțeleg sau să-ți spun cum ar vrea lumea să-și amintească de mine, dar cred că dacă o să-și amintească lumea de mine ca de un om care aduc bucurie altora și e empatică la nevoile altora, pentru mine va fi suficient. Asta te-o faci prin toate activitățile tale. Nevoia de a aduce bucurie, de a aduce lumină peste lucruri frumoase și de a le ajuta să crească, eu cred că asta pentru mine este crezul meu în tot ce întreprind. Pentru mine este întâi de toate necesar ca ceea ce fac eu să fie util și îmbucurător pentru oameni și dacă asta mai aduce și o pâine, eu sunt bucuroasă. Foarte multe festivaluri ai organizat. De unde vin aceste idei? Din călătorii. Bineînțeles, pentru că pentru nimeni nu e secret. Călătoria este cea mai bună sursă de inspirație pentru un om, dacă și-o poate permite. Mai ales că acum cu low-costurile și cu pașapoartele noastre biometrice, asta a devenit din ce în ce mai posibil, sau cu pașapoartele românești. Călătoriile, mersul la muzee, mersul la expoziții, contactul cu arta modernă, podcasturile interesante, filmele faine, documentarele, pur și simplu trebuie să îți alegi sursele, să înțelegi că timpul trece foarte repede și să înlocuiești scrollul interminabil pe rețele cu măcar o doză pe zi de ceva nou. Orice, iată, fie că te pasionează drumețiile prin pădure sau kayaking-ul, dar în fiecare zi să ai un lucru nou pe care l-ai aflat și să-l poți distribui în comunitatea ta ca să-i ajuți pe alții să-l afle. Atunci când îți vin ideile de a organiza un festival, tu te gândești că vrei mai mult să schimbi lucrurile, să le faci mai interesante, să schimbi Moldova sau cauți echilibru financiar? Echilibru financiar este absolut necesar. Deci să faci lucruri bazate numai pe entuziasm sau și mai grav, permanent umblând în buzunarul propriu, asta e foarte, foarte descurajant și tăietor de creativitate. Eu sincer spun, iată, tu ai menționat că mă cunoaște lumea, eu sincer, uite așa, cu mâna pe inimă spun, eu nu am priză la sponsori, eu nu am priză la bugete mari. Eu tot timpul trebuie să mă zbat ca peștele pe uscat ca să fac rost de finanțe. Că sunt eu poate mai incomodă, mai neplăcută, whatever, oricare ar fi motivele, mie niciodată nu mi se dau ușor resursele financiare. Însă eu am început să înțeleg de-a lungul anilor că există niște fluxuri financiare pe care ți-l generează un eveniment și pe care poți miza și puțin să le reglezi. Dacă nu-ți iese de acolo un pic, să iei de aici un pic. Adică, cumva, financiar vorbind, eu le scot la mal. Să faci bani pe evenimente de genul ăsta se poate. Eu nu am făcut niciodată bani până într-atât încât să fac din asta un business. Deci, pentru mine, niciodată evenimentele n-au fost un business, de asta ele au rămas pentru ca lumea, o organizație non-guvernamentală, dacă câștigă ceva în plus, merge în organizație, se plătesc salariile la oamenii cheie. Dar tu ai dreptate că de fiecare dată când eu văd o chestie care poate fi transformată în festival, eu mă gândesc,
Noi, pe departe, când ne întreabă cineva, dar despre ce e Moldova? Nu, nu ne vin îndată lucrurile în cap, că e despre asta sau despre asta. Poate doar vinurile sunt primul lucru care ne vin. Dar eu când văd câmpul de Levântic, zic, dar cum adică? Noi avem așa ceva și noi nu știm despre asta? Și noi începem să vorbim despre asta și după asta toată Moldova se umple de câmpuri de levântică. E mania. Stai puțin, dar noi avem așa o bogăție și noi nu vorbim despre asta? Noi începem să facem și brusc toată lumea începe să-și caute ei în garderobă. Deci eu sunt conștientă de impactul asupra minții oamenilor, asupra percepțiilor legate de țară pe care noi îl avem, financiar vorbind, o cine neblagădarnă e de ala. Aici întotdeauna există un lucru curios pe care este greu, mi se pare, să se găsești balanța, pentru că, pe de o parte, de exemplu, dacă vorbim despre artiști, da? Artistul este omul care creează. Cât de mult trebuie să se gândească el la faptul că arta lui va fi cumpărată, va fi întrebată, pentru că el, de fapt, vrea să creeze și nu îl interesează partea financiară. Pe de altă parte, noi totdeauna spunem că dacă creezi pentru cineva, acel cineva trebuie găsit și el trebuie să vrea să cumpere asta. Tu cum recomanzi? Ce să facă acești artiști? Uite, sincer, recent am avut acest dialog cu o artistă care este în situația în care știe exact ce cumpără lumea și înțelege că are nevoie de o sursă de pâine și produce această sursă de pâine și știe exact cărui fenomen sau proces vrea să se dedice în creație, care e de mai lungă durată, banii pot veni mai târziu, dar ea tocmai freamătă cu gândul la acel proiect. Și dacă un artist reușește anume acest echilibru în viața sa să-l găsească, pentru că noi vorbim de extreme, ori produce, îți place și eventual se vinde, dar poate nu se vinde, dar tu faci numai ce îți place, ori faci ceea ce nu-ți place, dar îți garantează o pâine, dar iată, eu bănuiesc că dacă un artist reușește să găsească în el măcar un subțire fir de antreprenor, cât de mic ar fi, asta este formula ideală. Pentru că atunci noi nu o să vedem artistul permanent cu mâna întinsă, dar o să vedem un om care este capabil să-și gestioneze nevoile, veniturile și să fie un om suficient. Eu cred că sunt artiști bogați, dar mai mult cred că trebuie să existe artiști suficienți. Adică să poată să producă atât cât au nevoie ca să aibă o viață decentă. Deci se spune că omul creează în sărăcie și creează în suferință. Așa că, sincer să-ți spun, eu nu știu cum e mai bine pentru artiști, dar din punctul meu de vedere, care am un piculeț din contact cu antreprenoriatul, ideal este acest echilibru să fie găsit. Crezi că asta poate fi învățat? Da, categoric poate fi învățat. Orice poate fi învățat. Iar dacă artistul își dorește să găsească acest echilibru, aceste skills-uri pot fi transmise. Hai să revenim un pic la festivaluri. Pentru că eu te asociez foarte mult cu festivalurile astea mari și multă lume o face la fel. A fost COVID. Acum este război. Cred că este una din sferele cel mai mult afectate. Festivalurile, evenimentele, Horeca. Spune-mi, te rog, ce ați făcut voi? Ați oprit activitățile? Cum le-ați reformatat? Și dacă există în lume istorii frumoase pe care noi putem să le preluăm din această experiență rea pe care ne-a dus-o COVID-ul? Începem cu reformatarea. Multă lume, inclusiv noi, credeam că în această perioadă ne-am pierdut terenul. Și gata, cum să faci? Evenimente online? Nu. Deci nu. Eu am participat, fan, 2-3 minute? Nu, pentru că e nevoie de contactul ăsta uman. Și atunci noi am reformatat activitatea organizației noastre. Noi putem face proiecte culturale. Da, ele vor fi mai mult online. Dar dacă oamenii în pandemie oricum petrec foarte mult timp online, hai să acoperim o bucățică din nișă. Nu trebuie, noi nu putem să-i acoperim pe tot și să satisfacem toate nevoile. Și atunci noi am produs Artizanii Gustului. Un proiect care rămâne ca o arhivă, eu știu sigur că oamenii încă revin la el și îmi tot scriu, că se uită unii care n-au știut. Deci ne-am reconfigurat activitatea pe lucruri pe care oricum putem să le facem, da, nu sunt festivaluri, da, vom trăi cu nostalgia și vom crește dorul, dar vom reveni la ele atunci când asta va fi safe.
Pentru că, da, erau mereu contactată de alți organizatori care îmi spuneau, hai că noi facem. Păi cum să faci? Iată, eu fac festivalul mai dulce. La mine vin oamenii care fac schimb de prăjituri, gustă, mănâncă, se cuprind. Să mă pomenesc după asta cu un val de infectări de oameni, doar pentru că eu am vrut să fac festival. Cui trebuiesc aceste festivaluri? Deci am pus pe stand-by, mi se pare firesc, n-a murit nimeni din cauza că n-am avut evenimente, dar din cauza COVID-ului știm bine care au fost cifrele. De aceea e ok că am făcut această pauză, e ok că am gândit alte proiecte și n-am stat și am așteptat când se termină tot nevoia asta. Dacă mă întreb de cazuri pozitive, pandemia asta m-a făcut să înțeleg că probabil a venit timpul evenimentelor mai de nișă. Evenimentelor pentru mai puțini oameni. Evenimentelor segmentate pe domenii. Astfel încât efortul enorm financiar care îl depui pentru evenimente mari să fie redus pentru că bugetele pe piață s-au redus, se reduc și riscurile pentru că sunt mai puțini oameni. Deci, din toate punctele de vedere, mie mi-ar fi fost mai interesant să organizez evenimente din nișă. Dar oamenii cer. Nata, hai, venim cu corturile, hai, ne-i dor, vrem să ne cuprindem, vrem să dansăm. Meșteșugarii care n-au avut 2 ani de zile nicio ocazie să meargă să-și vândă produsele. Eu nu-mi închipui cum ei supraviețuiesc. Și gândindu-mă la ei, înțeleg că noi totuși o să revenim la evenimente mari. Dar eu simt că mă trage mai mult spre evenimente din ieși, pentru că am făcut un mic eveniment pentru patronii ca lumea și eu am văzut cât de confortabil este când poți să te afli la un eveniment nu foarte numeros, fără mască, afară, sub cerul liber, să savurezi un cer înstelat, o cântare muzică live, o mâncare bună, o discuție interesantă, ceea ce se pierde în evenimentele mari, că totul se irosește, acolo e... La evenimentele mici, din potrivă, tot în interior, așa e foarte intim. De asta eu am văzut că s-au făcut evenimente de nișă. Am văzut că s-a mers pe evenimente, de exemplu, cu efecte speciale, immersive-uri diferite și cu număr limitat de oameni. Tot trăiești o emoție, tot vezi o chestie nouă, dar nu e festivaluri din astea numeroase, cu multă securitate și cu multe cheltuieli și mulți oameni. Și parcă mă simt după COVID o leacă mai liniștită dacă aș face evenimente mici decât să mă arunc în evenimente mari. Nu știu, încă am frica asta de un alt nou val. Nata, dar cât de responsabil, cât de important este ca un antreprenor să fie responsabil? Foarte important. Dar nu numai în general, hai să pornim, antreprenorul în primul rând este un om. Este el antreprenor sau persoană fizică, noi toți avem datoria să fim responsabili față de aproapele nostru, față de cercul nostru nemijlocit de oameni, dar și față de cei care vin după noi. Această responsabilitate durabilă, ea nu se cultivă la noi în țară niciun fel, ea nu se cultivă din școală, că ce faci tu astăzi, de fapt, e baza la cine vrei să devii în 10 ani, că acțiunile tale astăzi lasă ecouri pentru cei care vin după tine la noi. Nu, perspectiva de lungă durată în țara noastră lipsește, în primul rând, pentru că oamenii nu se văd aici până la bătrâneți. Să pornim de la asta, oamenii caută ieșiri, soluții de a evada, de a-și asigura o viață mai bună. Cei care sunt aici, oricum nu sunt foarte siguri că... Adică există așa acest sentiment de apartenență parțială, cumva, da? Când tu te simți 100% total aparținând unui loc, tu și mai mult îți pasă de el. Mai mult îți pasă de colțul ăla pe lângă care treci și stau aruncate mucuri de țigară. Sacii aia de plastic care ți-i bagă vânzătoarea la magazin. Fenomene de astea micuți, dar care toate la grămadă au impact. Așa că antreprenori sau nu, responsabilitatea ne vizează pe toți. Antreprenorii au responsabilitatea să aibă un business etic, să asigure servicii de muncă etice, să manifeste multă grijă pentru echipă, să creeze business-uri necesare pentru societate, nu pur și simplu pentru că așa faci cu mătra sau nanașul. Iarăși un alt fenomen destul de frecvent aici întâlnit, oamenii trebuie să audă de ce are nevoie societatea și atunci business-urile lor vor merge bine pentru că ei vor merge în întâmpinarea acestor nevoi. Și foarte puțini antreprenori din cei care eu comunic știu unde vor să ajungă cu business-ul lor în 5 ani. Pentru ei este un șoc că cu business-ul meu în 5 ani,
Da, nu știu, dar hai să ajungem pe la anul. Foarte puțini își imaginează ce vrei tu să faci cu business-ul, să-l capitalizezi, să-l vinzi. Dacă da, hai să ne gândim cum azi îl creăm așa, ca el în 5 ani să fie vandabil. Sau vrei să-l transmiți prin moștenirii copiilor tăi? Ai vorbit cu copiii? Ați discutat? Ei vor asta? Minunat! Business-urile transmise prin moștenire pentru mine în această țară este formula ideală. Ideală. Pentru că e o țară mică, totul se ține pe relații foarte strânse între oameni. Prin al treilea apel găsești orice număr de telefon în țara asta. Deci, anume acest tip de business e foarte bun pentru țara asta. Pentru că el și reține copiii acasă. Da, pentru că vorbim despre copii. Tu crezi că copiii tăi or să devină antreprenori? Eu îmi doresc ca ele să devină antreprenoare. Cel puțin, iată, bună oară Eva, care astăzi face 16 ani. Nu, mulți ani. Mersi. Eva se vede în domeniul Horeca. Și eu tot o văd unde vrea ea să se vadă. Dar eu i-am spus, tu trebuie să înțelegi că un timp tu probabil vei fi angajată. Dar la un moment dat, tu trebuie să începi să lucrezi pentru visele tale proprii. Și la acel moment, tu ai să ai nevoie de skills-uri de management. Hai noi să începem cu managementul tăi. Hai să punem baza de management. Dar pe urmă, fă ce vrei tu. Du-te în Horeca, du-te acolo. Și inițial, pentru un copil de 16 ani care e foarte visător, asta slovește așa, management, asta e așa de sec. Da, asta înseamnă vise, dar eu mă bucur că ea a înțeles logica lucrurilor. Pentru că făcând vreo 4-5 ani de business management, ea o să poată face orice. Ea va fi capabilă să fie și angajată și angajată pentru ea însăși, dar cel mai important, în momentul în care se va coace să-și creeze propria afacere, va avea mai puțini cucui decât mama ei și mai puțini greșeli și mai puțini bani pierduți. Dar ce abilități, în general, crezi că trebuie să creștem noi acum la copiii noștri? Cred că trebuie, în primul rând, părerea mea, să ne îngrijim de sănătatea lor mentală. Eu tot mai mult și mai mult mă convinc, evoluând în vârstă, ce impact are asupra noastră tot ce înseamnă traumele noastre din copilărie și cât de tare ele pe noi ne cioplesc și ne creează goluri emoționale și ne provoacă ego-ul și toate lucrurile astea ne face și pe noi să suferim și pe cei din jurul nostru. De asta grija pentru sănătate mentală a copilului, asta e pentru mine primul lucru. În rest, ca și skills-uri, cât se poate de mult flexibilitate și deschidere pentru creativitate. Creativitatea roboții nu o vor... Eu vreau să cred că nu o vor înlocui niciodată. Anume creativitatea. Și asta înseamnă copiii cultivat de mici, gustul pentru muzee, filme, documentare, cărți, călătorie, cât mai puțin screen time de prostesc, pentru că screen time poate fi și bun, dar scrollul ăsta la nesfârșit. Pe una dintre fetele mele, eu încurajez în domeniul IT design grafic, pentru că știu că îi place și e creativă. Deci, oricum, dacă Eva o să vrei să faci că marketing, eu o să fiu fericit, pentru că eu cred că marketingul este o meserie universală și eternă, atâta timp cât oamenii vor consuma, va fi nevoie de marketing. Deci, sunt meserii care vor supraviețui și care vor naște alte meserii la rândul lor, spre care trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să meargă. Bineînțeles, dacă vrei să devin medic sau jurist sau avocat, whatever, sau inginer, eu doar am să încurajez asta. Dar n-am văzut asemenea manifestări. Important este, mi se pare, totuși flexibilitatea despre care spuneai tu și abilitatea de a învăța. Pentru că astăzi poate fi inginer, dar mâine poate fi cu tot o altă profesie, pentru că tot se schimbă. Flexibilitatea. Dar flexibilitatea vine iarăși din sănătatea emoțională. Capacitatea de a te adapta la noi condiții, la noi stresuri, vine de acolo. Hai să vorbim un pic despre cărțile tale. Uh-huh. Cum ți-a venit ideea de a scrie cărți? Mie nu mi-a venit ideea de a scrie cărți, pentru că eu am complexul ăsta al diletantului, da? Al impostorului. Eu nu, în închipul eu să scriu cărți. Dar nevoia de a lăsa fetelor mele rețetele bunicii lor sau mamei mele, asta a fost ceea ce pe mine m-a împins spre asta, pentru că ajungând departe și văzând cât de tare pe mine mă sfredelește dorul, pur și simplu faci o gaură așa în fiecare zi, de tot ceea ce a lăsat așa un impact emoțional în copilăria mea și adolescența mea legat de mâncarea părinților, mâncarea mamei, eu am înțeles că rupându-le pe ele din acest mediu, ele nu vor mai crește cu asta, dar mie mi se pare asta sfânt.
sacru, prețios. Fiecare din noi are acest background olfactiv, senzorial, legat de copilărie, care ne marchează pe viață și care inclusiv influențează sănătatea noastră mentală. Pentru că atunci când tu știi că se termină ziua de vineri, și nu mă gându cum mama te așteaptă cu niște plăcinte acasă. Sau că o să mergi la niște sarmale la țară. Sau că la Paște ai să mănânci acolo ceva absolut fenomenal. El îți face bine, e mai bun decât orice medicament. Deci impactul produselor alimentare și a experiențelor senzoriale în viața noastră, el este imens. Și eu m-am îngrijorat că eu n-am păstrat în niciun fel rețetele mamei mele și am rugat-o să mi le scrie. Uh-huh. Mamica, mi le-a scris cu mâna, așa, manuscris, fiecare rețetă. După care le-am transferat digital, am făcut câte un text de intro la fiecare rețetă. Textele la fiecare rețetă eu le-am făcut, fotografii la fiecare rețetă și astfel s-a născut prima carte cu care am mers la Gourmand World Cookbook Award și am luat premiul pentru cea mai bună carte din Europa de Est. Și după asta, mamica spune, da, tu știi mult că put toate rețetele. Mai, mamica, să mai facem. Și am făcut-o pe a doua. Eu cred că la capitolul gastronomie, dacă m-aș apuca să fac ceva, aș lucra deja mult mai mult la aspect, pentru că acum, cu timpul, înțeleg că în 2015 eu aveam anumite înțelegeri despre cum se face o carte. Astăzi eu deja văd lucrurile mai sofisticat, mai de bun gust, mai calitativ. Eu înțeleg multe lucruri pe care le-aș reface. Dar acum visul meu mare este să fac o carte cu trasee gastronomice din Moldova. Trasee gastronomice care să unească producătorii locali. Ei sunt mulți și ei nu sunt adunați în nicio resursă pe care să o poți răsfăi și spui, dar eu în weekendul ăsta mă duc e ca pe la Ungheni. Ce am eu acolo? Crama mircești, acolo brânză, acolo așa, pânică, ceramică. Am făcut un traseu, gata, weekendul este asigurat. Eu așa mi-aș dori oamenii în Moldova să călătorească în weekend. Da, totul este atractiv și Odessa să fie acolo pace și orice destinație apropiată, dar turismul local este foarte dulce. Iată, eu am petrecut așa un weekend și eu, nu pentru că petrec puțin timp aici, dar realmente eu am luat oameni care locuiesc aici, care erau atât de fericiți să petreacă un weekend acasă, la prețuri destul de decente, cu drumeții prin pădure, cu un vin excepțional, cu cântat la chitară, un rug, un pește la grătar, deci toată Europa pe care noi ne dorim e deja acasă. Noi o avem aici. Pur și simplu trebuie să o îndrăgim ca pe a noastră și tocmai de asta să o iubim și mai mult. Să revenim un pic mai târziu la turism. Vreau să te întreb despre cărți, totuși. Cărțile se vând. Da. Noi vorbim aici, suntem la un podcast în care vorbim despre startup-uri și antreprenoriat. Respectiv vreau să te întreb dacă este sau nu asta un venit pe care îl consideri tu important? Foarte important. Este un venit foarte bun. Investiția într-o carte, eu o recomand tuturor celor care simt în ei un potențial de a crea un produs de genul acesta care ar putea să aibă un public țintă, pentru că mulți oameni își doresc o carte, dar foarte puțin înțeleg cui adresează ei această carte. Eu ofer consultanță în business și eu am oameni care se adresează la mine cu rugăminte de a le explica care este drumul unei cărți. Oamenii visează la carte, dar ei nu înțeleg că ăsta este la fel un produs ca și chefirul, ca și brânza, ca și pâinea, ca și orice. Deci tu trebuie să înțelegi că acest produs trebuie să aibă un public țintă la care trebuie să ajungă mesajul că acest produs a apărut pe piață. Și să găsești căile de distribuție. Acolo te înglozi cel mai mult. La distribuție. Da, la logistică, unde păstrezi cărțile, cum le distribui, cum le trimiți în străinătate. Sunt atâtea momente care oamenii nu le cunosc. Dar este o sursă de venit, este o sursă foarte bună și vreau să-ți spun că eu citisem inclusiv despre asta, că când ești în criză, scrii o carte. Pentru că cartea este genul acela de sursă de pâine în care tu investești odată foarte mult efort, care îți cere ții în acel moment să renunți la multe lucruri, ca să te poți concentra, că e un proces de creație foarte anevoios. Îți cere o disciplină zilnică ca să o poți scoate. Dar după ce l-ai scos, atât a fost investiția mare și după asta doar vânzări. Vânzări. Cât mai multe canale de vânzări. From the Heart, blogul, Amazon, librării,
și asta este. Noi la Artcor ne dorim să avem un curs apropo despre drumul unei cărți, așa că eu te invit. Oh, cu mare drag! Mare drag, eu cred că noi trebuie să încurajăm lumea să-și crească, creeze asemenea produse pentru a-și crea surse de pâine. Spuneai despre From the Heart. Da. Este un alt, o altă afacere, da? Cum s-a reformatat ea în COVID? Pentru că toată lumea a trecut de la magazinul fizic într-un magazin online. Fizic nu se putea de vândut. Asta am înțeles și noi în cadrul programului Go Online pe care l-am organizat. Dar știi ce vreau să te întreb? A doua întrebare este cât de pregătiți erau producătorii noștri locali pentru astfel de platformă? Și ce nu înțeleg ei? În primul rând, pandemia a avut un impact extraordinar de pozitiv asupra proiectului nostru From the Heart. Noi nu eram extraordinar de încântați de felul în care este perceput comerțul online. Noi înțelegeam că o să ne ia foarte mult timp să cultivăm în oameni înțelegerea cât e de ușor asta și de comod. Pentru că în străinătate așa oamenii trăiesc. De asta inițial noi încercam să mergem spre două pieți, local și diaspora. Și după asta pandemia a venit și noi ne-am focusat mult pe diaspora. Mult. De ce? Oamenii nu puteau ajunge acasă. Asta era primul lucru care pe dânsi i-a făcut să caute nevoia de a cumpăra online cadouri, produse locale. Sau pur și simplu pentru că vor să susțină. Doi, oamenii au cultura cumpăratului online, nu se tem să introducă datele bancare, PIN-urile, ceea ce aici există această neîncredere în oferirea datelor. Trei, oamenii au încredere în serviciul clientelă. Dar ce fac eu dacă mie nu-mi place produsul? Tu știi că aici sunt mari riscuri să se spună nu mă interesează. Sunt mari riscuri, nu înseamnă că toți fac așa. Noi la From the Heart avem un client service impecabil. Deci eu sincer, eu chiar cu mâna pe inimă pot să spun tuturor ce am reușit noi la capitolul client service să facem este una dintre monedele noastre de schimb, pe lângă comoditatea pe care am creat-o. Mm-hmm. Și cred că ăsta este lucru care trebuie să îl adopte antreprenorii noștri sau să refacă dacă el șchiopătează. Pentru că atunci când clientul tău știe că dacă nu-i place produsul, noi îl schimbăm, îl întoarcem, facem refund, îi dăm un bonus, îi dăm un cadou. Deci noi nu rămânem cu clientul nemulțumit, noi putem să pierdem. Pentru că asta e o pierdere mică financiară, dar e un câștig imens de relații de fidelitate cu clientul. Și dacă lui odată o să-i placă cum te-ai purtat cu el, el o să revină și o să revină și o să revină. De asta să încurajez antreprenorii să nu se teamă să piardă sume de bani, că ele sunt esențiale, ele vin și pleacă. Clienții, dacă pleacă, nu se mai întorc. Și mai aduc încă 10 nemulțumiți. Da, mai ales că online-ul le permite să-ți distrugă și mai tare reputația. Deci clientul din afară vrea să susțină producătorul local, are nostalgia asta după produse locale, vrea să-și bucure apropiații și nu poate călători atât de des. Face cumpărături online și cunoaște procedura, înțelege care sunt pașii, cum se introduce totul. PayPal au mulți, da? Serviciul clientelă sunt încrezuți că o să meargă pentru că știu că așa trebuie să funcționeze lucrurile. Și emoțiile de după. Este incredibil cât de frumos. Noi pe asta ne hrănim în fiecare zi când primim. Vă mulțumesc, mama a plâns. Vă mulțumesc, nu m-am așteptat cardul să fie scris de mână. Da, From the Heart a avut, te câștigat mult în pandemie, la capitolul ăsta. Antreprenorii ai noștri, concret, cu care noi lucram, s-au adaptat destul de rapid. Adică am avut nevoie de stocuri, au produs stocuri. Eu cred că cu antreprenorii nu-i problemă, spui. Pot să-ți vând 1000 de sticle, dă-ne-le, ți le dau, când? E, aici, la capitolul ăsta, e destul de ușor. Cu care n-a fost ușor, ca de exemplu, nu-și respectau angajamentele de a livra la timp. Dar pentru noi serviciul clientelă e crucial. Noi dacă nu livrăm în ziua în care ne-am angajat, pentru noi acolo e dramă mare. Și dacă furnizorul e de vină, odată se întâmplă, a doua oară, a treia oară, noi pur și simplu îl scoatem din listă. Dacă oamenii nu înțeleg că business-ul nu se face așa. Da, dar tot asta tot nu poți face singură. Nu, presupun că ai în spate o echipă, multe echipe. Chiar nu fac singură asta. Cum alegi echipele? Sau te aleg ei pe tine? Cum se întâmplă? Cum aleg echipele? De la caz la caz. La Calumea chiar le-am ales pe fiecare în parte, le-am testat. Multe din unele din voluntari au devenit angajate. La From the Heart, iarăși,
Probabil că noi reușim să le dăm oamenilor un soi de confort și stabilitate, care uneori poate nu e neapărat bună, că omul poate să relaxeze, dar eu mizez pe bunul simț. Eu mizez pe faptul că, de exemplu, la From the Heart, la noi, toate angajatele au o primă din rata de succes. Dacă rata de succes depășește suma X la sfârșit de lună, omul știe că ea o să aibă o plus pe lângă salariu. Eu cred că asta este foarte, foarte necesar când faci vânzări. Angajații să înțeleagă ce îi așteaptă și spre ce să tindă. De ce s-ar duce omul și nu i-ar plăcea să fie acolo unde de el se are grijă? Da, sunt de acord cu tine că angajații sunt foarte importanți, clienții sunt foarte importanți. Dar cine mi-e greu de lucrat? Cu antreprenorii pe de-o parte sau cu clienții? Pe un marketplace anume? Cu antreprenori. Cu furnizorii e mult mai greu de lucrat. De ce? Pentru că în fiecare caz e un factor uman. Și dacă patronul este tot el și om de marketing, și omul pe logistică, și omul care răspunde la telefon, e catastrofă. Acolo e cel mai greu. Nu există comunicarea asta. Dă-mi, te rog, stai că am încât e rezolvat, nu știu ce, cam așa se întâmplă. Dar oricum, noi încurajăm să-și disciplineze într-un anumit fel lucrurile, dându-ne niște stocuri mici în avans și noi le comunicăm. Ia uite, furnizează stoc, am vândut. Hai să vorbim un pic despre valori. Eu citesc pe blogul tău că o să citesc. Acum sunt lucruri pe care nu le promovai pentru niciun ban și uneori accept să le susțin gratuit. Uh-huh. Da? Cât de important crezi este pentru un om, dar în special pentru un antreprenor, sunt valorile lui? Și care este limita la care tu spui nu niciodată? Cum alegi? Valorile unui om îl definesc pe om din cap până în picioare. Valorile unui om sunt imaginea lui, este mirosul lui, este sloganul lui, este cum este perceput de public și cum se simte el seara în fața oglinzii. Ele ori sunt, ori nu sunt. Eu nu cred în jumătăți de valori. Eu nu cred că de aici poți să faci lucruri urâte în defavoarea oamenilor, dar de aici spui că-ți pasă. Nu există așa ceva. Ori îți pasă, ori nu-ți pasă. Valorile, Viorica, pentru mine e parte din ADN-ul omului. Asta e ce se moștenește de acasă. Asta e ceea ce tu absorbi din mediul în care tu trăiești, ce ți se transmite de la guvernare. Care sunt valorile care le transmite ea? De la doamna de la poștă, de la șoferul de taxi. Adică ele cumva sunt emanate din mediul în care tu ești și care pe tine te croiește. Dar baza bazelor vine de acasă, categoric. Și da, anumite valori cu timpul se metamorfizează, dar ele nu dispar. Dacă eu cred într-o valoare anumită, eu pot în anumite momente zic, mai se schimbă lucrurile, uite, nu mai contează așa de mult și e angajat de dimineață până în seară și prin asta să fii perceput de oameni drept un om harnic. Nu, tu poți să lucrezi pentru tine, tu poți să faci un regim foarte flexibil, tu poți să te odihnești atunci când restul muncesc, dar tu să fii un muncitor, să nu stai cu mâna întinsă, asta e posibil. Deci se schimbă niște lucruri în virtutea timpurilor. Dar pe mine subiectul valorilor foarte mult mă preocupă, mie mi se pare că noi vorbim despre ele ca despre ceva teoretic, dar ele în realitate sunt o chestie care efectiv definesc o societate. E ca cine suntem noi astăzi, este produsul valorilor noastre. Mie de multe ori mi se pare că prin având niște valori, un antreprenor poate să-și diferențieze business-ul prin modul în care el comunică, prin modul în care poate să fie aceleași ei, de exemplu, da? Să le producă, să le coase, dar modul valoarea lui interior pe care el o are și pe care o transmite mai departe, asta inclusiv poate să fie o diferențiere foarte clară. Pentru că el are o grijă aparte pentru lucrătorii lui care vorbesc de bine, de exemplu, sau pentru clienții lui. Și asta mi se pare că undeva ne lipsește nouă în educația spiritul de antreprenor, acum vorbesc doar ca și antreprenor. Pe mine astăzi probabil mai prins în toane bune, că eu în general cumva sunt dispusă să văd ce nu merge, să vorbesc despre asta, ca asta să înceapă odată să meargă. Dar eu azi am avut două experiențe atât de frumoase de interacțiune cu două companii diferite, unde oamenii de la client service au fost
absolut fenomenale. Pentru atât încât îmi venea... Deci, efectiv, l-am întrebat, dumneavoastră, câți ani aveți? 21. Pot să știu ce liceu ați absolvit? Mm-hmm. E interesant din ce instituții de învățământ ies așa copii minunați, care știu să comunice, care cunosc meseria, care e politicos cu tine, care vorbește o română impecabilă, știi? Îl ascult și îți crește inima de bucurie, pur și simplu. La fel astăzi cu altă companie am vorbit. Ascult și îți crește inima de bucurie. În țară se întâmplă lucruri îmbucurătoare. Minunat, se întâmplă, Nata. Vreau să spun că eu lucrez cu copiii, cu elevii. Deci avem o generație foarte, foarte faină care crește de copii. Deci singura noastră sarcină, a mea, a ta și a celor care ne ascultă, pentru că noi suntem un pic mai mari, este să reușim să-i convingem că ei să rămână în țară. Cumva, ca să nu se duc toți, știi? Dar ei sunt atât de educați. Sunt atât de, cum spui tu, atât de bine vorbesc, atât de bine cunosc, nu știu, și limba engleză, și franceză, și germană. Și creativitatea este, îi umple de peste tot și vor să facă lucruri interesante. Dar poate eu să intervin aici cu o mică corecție. Da. Iată, eu nu m-aș aventura să-i rețin acasă, dar eu aș face totul ca să-i întorc acasă. Să vină. Și chiar pentru că eu aș vrea ei să plece, să vadă lumea. Pentru mine personal, perspectiva și înțelegerea Moldovei s-a întâmplat numai când eu am plecat din țară. Pentru că atât de multe lucruri mi se păreau toxice, urâte, nefuncționale aici. Totul te aducea până la o stare de nervozitate continuă și iritare. Dar când tu te îndepărtezi de tot asta și în primul rând tu vezi că exact aceleași fenomene sunt peste tot. Că nesimțirea, irresponsabilitatea, neprofesionalismul, ele nu au naționalitate. Ele sunt absolut valabile oriunde. Doar că încrederea în autorități, funcționalitatea legilor, o societate care nu tolerează corupția, o societate care, în care orice om este o valoare, lucrurile astea încep cu adevărat să le înțelegi când stai un pic într-un mediu unde asta funcționează și tu zici, băi, dar pe toată oră e posibil de făcut acasă. Tu poți să vii acasă și să faci așa ca prin propriul exemplu să transmiți această stare de o leacă de înțelepciune, de răbdare, totul se face încet, dar cu comunicare, că noi tare vrem tot peste noapte să rezolve, dar noi vrem niște fenomene care nu se rezolvă peste noapte, sunt fenomene care noi le-am moștenit din epoca sovietică. Sunt aici înrădăcinate, ele nu pot într-o noapte să plece odată cu internet, noi trebuie să avem răbdare și să comunicăm. Cât mai mult comunicare eficient cu oamenii. Eu sunt de acord cu tine că și eu am fost plecat și eu mi-am făcut studiile la București și pe urmă m-am întors. Am în vedere că chiar cei care pleacă să fie aici cu sufletul, știi? Să vrea să investească mai departe. Undeva cu niște bani, undeva cu niște cunoștințe, undeva cu networking. Vreau să zic să-i reținem conectați. Dar da, tu știi că oamenii care sunt plecați sunt atât de conectați. Pur și simplu unora le vine jenă să-și recunoască această slăbiciune. Pur și simplu oamenii nu vor să arate cât de dependenții sunt de locul din care au plecat. Dar nu anume că sunt moldoveni. Omul în general, el este foarte, foarte conectat. Sunt niște conexiuni care tu nu le poți palpa. Ele nu se văd, dar numai întinzându-le și pe alocuri rupându-le, tu simți ce impact asta are asupra liniștii tale sufletești. Asupra felul în care tu te percepi sub soare, cum ești văzut de alții. Și eu îți spun pentru că sunt acolo printre ei. Ei tânjesc de nu mai pot. De nu mai pot tânjesc. Unii stângă asta, arzând podurile și pur și simplu deconectând. Dar cei mai mulți dintre ei foarte tare tânjesc. Și noi am văzut la alegeri ce s-a întâmplat. Alegerile, ultimele alegeri pentru noi au fost cel mai vorbitor tablou despre oamenii care sunt departe de casă. Iar eu consult mulți oameni din diaspora care vor să revină. Pentru care schimbările în societate și în guvernare au fost un semnal că acasă se poate să se întâmple ceva de bine. Pentru mine ele sunt un semnal. Foarte sincer vorbesc. Nu contează că anume această configurație politică, contează acest vector sincer, pro-european, sincer. Pentru omul de rând care a găzduit refugiați acasă, noi trebuie să facem tot posibilul să conservăm în el această emoție de mândrie de sine. La noi doar se spune, dacă faci bine, nu vorbi despre asta. Uh-huh. Ba da, vorbește!
vorbești, devină tu un exemplu pentru alții. Când vorbești despre binele care îl faci, nu este despre PR. Și chiar dacă e PR, PR-ul e foarte bun. Nu e un PR întunecat. Fă-ți PR dacă tu prin fapte bune vrei să faci asta. Dar cel mai important, noi trebuie să înțelegem că suntem conectați. Și dacă eu asta am făcut, vecinul meu văzându-mă atât de mândru, zic, băi, dar nu-i chiar rău să fie așa bun ca el. Dă și eu să fiu. Deci, în primul rând, în toți actorii implicați în acest movement, în fiecare om în parte, de acolo de sus, din toate portavocile, trebuie să vină mesajul. You are great. Voi sunteți grozavi. Maladeți. Continuăm tot așa. Numai că nu pentru refugiați, numai nu pe timp de război, dar și pe timp de pace. Deci, matricea asta pe care noi am deschis-o noi acum de nevoie, de presiune, de frică, de empatie, din generozitate, să o transformăm într-un produs al nostru. Să înțelegem că este ok. Noi doar ce auzim despre georgieni? Exact ce se spune acum despre moldoveni. Că super ospitalieri. Și noi putem fi așa, înseamnă. Și nu numai în condiții de război. Iată, eu aș vrea ca să trezim în noi dorința asta de a fi exact așa, nu doar pe timp de război. Pentru că noi vom avea numai de câștigat. Deci fiecare om în parte trebuie de explicat că gestul ăla pe care l-a făcut el a fost un câștig imens, nu numai pentru un suflet, dar pentru toată țara, pentru toți. Și atunci când tu îi dai omului și gestului lui sentimentul că asta a ajutat atât de mulți oameni, el vrei, nu vrei, o să vrei să continui să facă asta mai departe. Să fac o leac de ordine în fața curții, să fac un decor acolo, să fac o plășintă, să scoată niște mere la gard și să spună, hai, cine vrea, luați, știi? Niște gesturi din astea mărunte pe care noi trebuie să le încurajăm, conservând această emoție prin care noi am trecut și mai ales contrapunând, uite, noi am făcut asta pe timp de război, dar câte putem noi face pe timp de pace? Deci trebuie de lucrat cu populația locală în primul și în primul rând. Pentru că ei au fost cei care au luat lovitura asupra lor. Și atunci asta cu siguranță ar putea contribui ca oamenii care vin nu doar pentru un weekend, da? Turismul, ceea ce spuneam un pic mai devreme, să creștem și turismul sub o altă formă. Deja, înțelegi că ne putem să investim câți vrei bani în marketing internațional. Dar dacă noi nu suntem bine pe local, asta sunt bani aruncați în vânt, pentru că omul vine, vede ce vede și se duce. Ori omul poate să vină după și noi ne-am rezolvat problemele noastre interne de apartenență, de dorință, de implicare și așa. Și după asta noi spunem, hei, hai, we are ready. Dar noi de aici zâmbim, noi de aici suntem... Noi ne înțelegem valoarea. Știi, uite, eu cred că acest război, asta a făcut de fapt cu noi cu toți. Ne-a apăsat pe butonul ăla mult adormit, dar care e valoarea noastră ca popor? Și putem noi face? De ce suntem noi capabili? Și că noi am arătat de ce suntem capabili. Da, noi putem mult timp să fim într-un soi de... E ca așa, știi, un popor care mereu... Ei, oftem! Și aici, hop, noi ne-am mobilizat, fiecare a deschis ușa, fiecare a scos de unde nu a avut, fiecare a gătit, o dat, o ajutat, o dat gratuit. Deci noi putem face asta, noi putem să nu oftem, noi putem să fim mobilizați. Conservăm starea asta și o perpetuăm. Vorbim un pic despre Pohrebea, da. Pentru că tu asta faci acolo. În cât timp crezi că putem să venim să stăm pe noapte acolo? Și în primul rând vreau să-ți explic conceptul, da. Pentru că el o să fie mai nou pentru Moldova. Noi avem doar câteva cazuri de genul ăsta. Conceptul gen șalea, pe care l-am descoperit în Canada, unde oamenii, pe lângă casa în care locuiesc cu familia, au un șalet într-un loc pitoresc, când vor sunt ei acolo, dar în mare parte este o sursă de venit pentru ei. Avantajul unui șalet este că, deși el este mai scumpușor la prima vedere, în realitate acolo pot merge o gașcă de oameni. Deci șaleul este genul de odihnă pentru o gașcă de oameni. Tu poți, bineînțeles, veni doar cu iubita, dar o să trebuiască să scoți din bani, niște bani din buzunar. Sau să găsești acolo o formulă. Dar, în general, genul ăsta de odihnă pe care eu îl prevăd este genul de trei familii cu copii, o cameră mare de dormit unde toți copiii dorm în camera aceea,
trântim și un televizor acolo sau whatever, că ei sunt bine seara să las părinții să mai respire, o saună, caiacuri, biciclete, mâncărică de la oameni din sat, gen ușoare, brânzică, fructe, legume, privelește foarte frumos spre Nistru și un loc în care vii să gătești gustos, să comunici cu oamenii, să vezi natura, să intri în contact cu Nistru, să te plimbi și să respiri eternitatea de la sat. Asta e doar pensiunea, pentru că, de fapt, pensiunea face parte dintr-un proiect mult mai mare. Proiectul meu de școală de ospitalitate și antreprenoriat rural, care sper într-o bună zi să fie la fel de frumos cum e artcore-ul vostru. Un loc în care oamenii vor putea să vină și să înveți o meserie, așa cum o văd eu, de ospitalitate. De bucătar, chelner, brutar, patisier și somelier. Asta dacă vorbim de ospitalitate. Antreprenoriatul rural va fi o posibilitate de a face cursuri scurte, care să te învețe cum să-ți transform locușorul tău de la țară într-o sursă de venit. Când va fi gata? Pensiunea, sper, să fie pace și să putem la toamnă să deschidem ușile. Proiectul mare este un proiect extrem de costisitor. Eu nu am acești bani, dar eu sunt sigur că eu am să reușesc. O parte am să-i caut din granturi, altă parte am să fac crowdfunding cu acei 250.000 de moldoveni care au fost la alegeri și care își doresc o schimbare acasă și care înțeleg că schimbarea se întâmplă prin educație. Și ultima întrebare este, hai să povestim oamenilor ce se întâmplă la Artcore săptămâna asta și de ce trebuie să vină. Este un alt proiect de-al tău? Da. Este un mic proiect ca lumea în colaborare cu Caparol Moldova. Cumva, eu mai și prestez servicii și Caparol este, Moldova este unul dintre clienții mei cu care ne gândeam, dar ce facem noi în timp de război? Noi cum comunicăm, cumpărați vopsea și teancuială și toate astea? Noi trebuie să ne adaptăm. Și am ajuns la concluzie că ar fi fain să facem o asociere pozitivă cu un fenomen pozitiv. Artiștii noștri sunt, și din pandemie și din cauza războiului, nevalorificați, neimplicați, festivaluri, evenimente nu sunt. Și i-am mobilizat să picteze. Să picteze pacea. Să conserveze emoția de pace într-o lucrare mare. Am avut 48 de aplicații. Din 48 am ales 17, care au fost cele mai puternice. Avem și artiști din Ucraina care s-au refugiat și se află aici. Avem oameni din diaspora, vreo 4 sau 5 care au pictat. Și aceste 17 lucrări sunt expuse la Artcore. Lumea poate să vină să le vadă gratuit. La fiecare lucrare este un pașaport cu istoria lucrării, cu numele artistului. Iar la finalul expoziției, care va dura 2 săptămâni, vom organiza o licitație online. Eu deja am experiența de organizare a licitațiilor online. Ele sunt tare faine și sunt foarte amuzante. Când oamenii încep să se bată pentru o lucrare cu un pas de creștere, cu o oră, deadline, cine nu achită la timp pierde dreptul de a cumpăra. Adică sunt niște reguli care se explică și oamenii pot să se aleagă cu o lucrare frumoasă de autor, pictată pe timp de război. Deci ea are o încărcătură emoțională cu totul deosebită. Și mulțumesc, Artcore, că voi existați, că aveți acești pereți minunați care îți permit să faci ce vrei pe ei, inclusiv expoziții de artă, și că oamenii vor putea gratuit să vină și să vadă aceste lucrări și să înțeleagă prin ce trec artiștii în această perioadă și cum văd ei pacea. Din licitație, 80% va merge spre un fond de ajutor pentru artiștii din Ucraina, refugiații. Sunt deja destul de mulți aici, eu îi urmăresc și noi o să încercăm tot așa, nu doar să le dăm banii, dar să îi încurajăm să creeze ceva, poate pentru vreun festival de-al nostru, să le dăm un fel de grant și ei să creeze, iar asta să devină un produs, fie o sculptură, fie, nu contează, o să vedem câți bani scoatem până la urmă, iar 20% va merge spre autorii lucrărilor. Înseamnă că așteptăm pe toți la Artcore? Îi așteptăm pe toți la Artcore, începând cu ziua de 30 și până pe 13 aprilie. Poate era să facem expoziția un pic mai târziu, dar eu trebuie să plec acasă în Montreal și am vrut să fiu aici la deschidere, pentru că două lucrări încă sunt pe drum. Una vine din Cehia și alta nu mi-amintesc de unde vine. Artiștii noștri care sunt împrăștiați prin lume. Nata, mulțumesc frumos! Noi așteptăm pe toți la Artcore.
Îți mulțumesc că ai acceptat să vii. Îți mulțumesc și ție pentru întrebări pe care nu le-am mai auzit până acum. Mie mi-e doar de așa întrebări. Mare drag, te aștept data viitoare. Mulțumesc. Mersi.